Astăzi a fost ultima zi când s-au putut primi solicitări pentru tichetele sociale care se acordă cu ocazia sărbătorilor pascale. Aceste tichete sunt destinate doar persoanelor cu venituri reduse. Dacă în anii trecuți târgujenii aveau limita de venit de 300 de lei, de anul acesta limita este de 400 de lei venit pe cap de locuitor. Și valoarea tichetelor a crescut, iar oamenii s-au declarat mulțumiți de acest lucru. Sărbătorile pascale vor fi mai bune pentru familiile nevoiașe din Târgu Jiu, asta pentru că vor primi tichete sociale. Astăzi a fost ultima zi când târgujienii au putut solicita aceste bonuri sociale. Astăzi este termenul până la care putem primi cererile pentru acordarea tichetelor sociale, pentru că este necesar și să avem timpul suficient să analizăm cererile depuse de cetățeni, să analizăm documentele care însoțesc aceste cereri, astfel încât mâine să putem lua legătura cu furnizorul de tichete sociale, să-i putem comunica un număr al carnetelor care vor conține aceste etichete și să putem, bineînțeles, să emitem și comanda, să le tipărim și să avem și timp în săptămâna aceea, înaintea sărbătorilor pascale, să distribuim tichetele, astfel încât oamenii să le folosească într-un mod cât mai benefic pentru dumnealor. Reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială spun că în acest an s-au primit foarte puține cereri, comparativ cu anii trecuți. Doar 226 de persoane s-au prezentat la sediul instituției pentru a depune actele necesare pentru a beneficia de tichetele în valoare de 40 de lei. Mă așteptam să avem un număr mult mai mare de solicitări, având în vedere și ceea ce v-am spus mai înainte, în sensul că am majorat această limită de venit. Din păcate, numărul nu este cel pe care îl așteptam și îl estimam, poate datorită faptului că au crescut veniturile cetățenilor, în sensul că s-a majorat salariul minim pe economie. Până la această dată, ca număr de persoane, avem înregistrate cereri pentru 226 de tichete sociale, la care se adaugă beneficiarii de ajutor social undeva în jur de 550 de persoane. Tichetele se vor acorda în săptămâna floriilor, pentru ca oamenii să poată avea timp pentru a cumpăra toate cele necesare de sărbători.